Salut, stupari din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi vineri, 9 octombrie 2020. O zi posomorâtă. Suntem acum după masă, ora 2 după masă. Avem 19 grade în termometri. Ieri am avut parte de o zi cu ploaie, dar a plouat toată ziua. Vreau, așa, printre altele, uite cum am verzit la noi. Nu am văzut verde din luna aprilie, cred. Au început să iasă buruienile, florile. Datorită faptului că a plouat acum 10 zile în urmă, lunea de săptămâna trecută. M-am uitat la meteo. Cel puțin 10 zile înainte nu avem temperaturi care cresc, care sar peste 20 de grade. Și m-am apucat azi să scot caturile. Cu extracția de miere am cam sfârșit-o. Și albinuțele au lins ramele, adică spate de depozitat. Eu în fiecare an nu iernez cu ramele de rezervă sub cuib. Mulți practică treaba asta din lipsă de spațiu, cred eu, unii se depozitează sau cred eu să gândesc că e manoperă multă, dar eu în timp de 2 zile, maxim 3 zile, caturile sunt scoase și depozitate la loc și atunci îmi rămâne doar corpul de cuib, lucrez în corp. Primăvara când îmi trebuie, eu ramele vin aici, acum toamna am timp, le sortez, topesc șara, care mai este de topit pentru că eu am cam, nu cam sfârșit-o, dar am topit șara. După cum am prezentat, am fost la Soroc, am schimbat șara pe foiță, pregătit pentru anul viitor cu foița. Nu-mi place atunci când e strict nevoie, când e necesar, atunci se umblu eu după medicamente, după foiți, tot timpul mă strădui din timp să-mi fac rezerva. Și acum am zis să prezint, nu-i mare lucru. Eu catul de pe corpul de cuib, pentru că am folia între ele. Dacă nu pui folia asta în timpul toamnei, albinele urcă mierea din cuib în cat. Și e problematic de format cuiburile pentru iarnă atunci. Punând folia, albinele cară din cat în cuib sau se hrănesc de acolo și nu consumă din corpurile de cuib. Folia jos până la primăvară în luna martie. Scoatem și ce mai rămas de la tratamente. Ambalajul de la turta proteică. Prin stup și am mers ieri pentru că am mai organizat din cuiburi. O să fac o filmare și cu organizarea cuiburilor. Prin cuiburi și am mers, doar puiet la ieșire, puțin pe o ramă sau pe două rame. Multe familii de acum nici nu mai au puiet. Dacă chiar și se întâmplă și mai găsim ceva ouă, având doar puiet căpășit care iese, se vede că eclozionează, puiet căpășit acum recent nu-i, puiet larvar nu-i, să știți că ouăle nu le mai e în creștere de acum. Chiar dacă matca mai pontează, albinele nu mai e în creștere ouăle date. Uite așa, pun cuibul ăsta, corpul de cat deasupra pe cuib, ramele goale, ușor de extras, de scos, adică acum
mai fac și încă o sortare, adică ramele care nu-mi convin, imediat le pun deoparte și merg la topit. De regulă sortez ramele tot asta, sezonul activ. Și când extrag merea, și primăvara când strâmtoresc cuiburile și toamnă, când scot ramele, tot timpul fac sortare de rame, îmi permite sistemul de stoc. Am în vedere catul cu rame întregi, care rame nu-mi convind în timpul sezonului, le ridic în corpul de recoltă ca ulterior să fie scoasă la o extracție sau când îmi convine mie. La moment am spus că puietul e cam pe sfârșit, peste o săptămână de zile practic eu personal nu o să mai fie puiet prin stupi, poate doar la unii. Ceea ce îmi va permite să fac și un tratament cu bipin. De acum nu se mai administrează nici un fel de hrană. Puietul care mai este să iasă își formează corpul gras din păstura care la mine au depozitat în timpul cât timp am dat eu turta proteică, au mai apărut și au adus albinele polen, au mai depozitat prin rame. Au mâncat din turtă și au făcut rezerve, puține, nu spun că cine știe și rezerve, dar totuși au apărut ceva polenul prin, că nu putem vorbi de păsturi, e un polen acolo. Pus în rame. Albina care eclozionează acum se va hrăni cu polenul dat. Este un lucru bun, cine nu știe, ultimul puiet care eclozionează, e bine să consumi polen sau păstură. Mai bine, adică să consumi polenul sau păstura, decât turta proteică. Adică am spus-o eu, la moment s-au terminat cu toate hrănirile. Nu este bine acum de descăpășit după diafragmi rame de acum, cel puțin în zona mea, eu vorbesc de zona mea, pentru că albinele vor căra miere și va fi în cuib foarte multă miere necăpășită pentru iernat. Și face și probleme. Mă sună foarte mulți apicultori spunându-mi că au rămas cu hrană foarte puțină, că albinele, măcile au pontat acum toamna și au crescut destul de mult consumul. Deci nu-i de mirare, pentru că o ramă plină cu puiet, eu nu vorbesc acum de o palmă de puiet sau jumătate de ramă, o ramă plină de puiet consumă 4 kg de miere. De asta s-au și dus rezervele. Am spus eu, la moment nu este bine deloc de dat altă hrană, s-a terminat cu hrănirea și zic eu, nu-i doar în cazuri excepționale când avem rame, multe rame cu puțină miere pe fiecare, adică coroniță slabe, atunci de descăpășit, dar tot nu-i de dorit. Eu spun, o să spun, pentru că mă întreabă foarte mulți, o să privească filmulețul și o să înțeleagă despre ce-i vorba. De acum mai bine să iernez pe hrană mai puțină, cât este să așez în cuib în formă de barbă, adică să pune ramele cu hrană mai consistent, așa, drept în centrul cuibului și pe margini
hrană mai puțină, dacă este, am în vedere dacă este deficit de hrană, cu calculul sau cu, cum să spun eu, cu plan, să-și facă însemnări la agenda sau unic stupul dat, să spunem, va fi nevoie neapărat la stupul dat de administrat turtă energetică prin luna ianuarie, nu proteic, încă o dată energetică, pentru a scăpa colonia să iasă din iarnă. Dar, zic eu, treburile astea sunt niște lucruri, cum să spun, vinovat de ele este apicultorul, pentru că a fost timp destul. Luna septembrie, cald, luna august, două luni de zile, a fost când să le dea și sirop din zahăr, oarece fiecare și preferă să dea la albinuțele lui și folosește. Rezervele de hrană se formează, am spus eu, nu o dată, de multe ori, până în data de 5 septembrie. Și atunci nu înțeleg de ce s-au trezit apicultorii la, să spunem, mijlocul lunii octombrie, când nu-i departe, să spui că nu au hrană în stup. Eu personal am foarte, foarte multă hrană. Pot, fără nicio problemă, pot să vând încă rame cu hrană. Adică am foarte multe rame. Și acum, că se prezint și mai fac eu în fiecare an, uite rândul ăla din față, se vede, e luat caturile, doar doi stupi au catul pe ei. Uite și aici, dacă mă dau un pic în urmă, tot doi rămân. Am 6 rânduri de stup, în fiecare rând câte 2 stupi de felul ăsta. Prezint și în ei. Am spus că a plouat ieri, s-a mai adunat și apa și capașii, bine că nu mi-au luat capașele, au mai bătut un pic și vântul, dar s-a liniștit și toată ziua a plouat destul de bine. Uite ce fac eu aici, foarte de mult timp nu am umblat. Se vede aici, ea, pentru cei care nu cred și dau eu la albine, aici au fost spălătura de la ceară, de la căpășeală, zorcăiala. Se vede că rămâne aici, rumegușul ăsta de ceară. Și fac eu, în fiecare an, 2 stupi la fiecare rând, adică 20 de rame pentru fiecare rând, 66 rânduri, cât e, păi dau o propolizată aici, cât e 20 de rame, am 120 de rame, aproximativ cât e o ramă pentru fiecare familie. Sunt ramele care au fost puse la floarea soarelui, rame cu foiță, albinele le-au clădit, le-au umplut și cu miere și eu rame de felul ăla. Să iau de alta. Rame de felul ăsta eu nu le dau la centrifugă, pentru că deseori se rup, dar le depozitez, uite așa, ea. Și toamna, dacă am nevoie, le pun ca rame mărginașe, pentru că sunt albi. Dacă nu am nevoie de ele toamna, primăvara le descăpășesc după diafragmă. Albinele curăță eu de aici mierea și în felul ăsta nu-mi stric ramele proaspăt clădite, deseori ele se rup la centrifugare. Să încerc să scot o ramă. Un pic iese două odată. S-au lipit una de alta. Hai că o să le scot amândouă. Uite așa, sunt rame de astea, de felul ăsta, care pusă la marginea cuibului, 100% ajunge hrană. Le-au lipit albinii. Uite încă una.
dacă le dădem la centrifugă, trebuie să învârți centrifuga de mai multe ori, adică într-o direcție încet, în altă direcție încet, iar mai tare, mai tare, care, dar tot până la urmă se deteriorează. Rama asta posibil a fost extras odată, are ori se vede bine cum a fost ruptă, probabil a fost extrasă. Și le-am lăsat pentru primăvară, împrind foarte bine. Spun un lucru pentru cine nu știe, mierea în faguri albi cristalizează mult mai greu ca în faguri negri. Și atunci până în primăvară puține și cristalizează, și mierii cristalizează în rame de felul istia. Uite, mai scot una. Adică pentru anul viitor, 2021, anul apicol 2021, să spunem, sunt pregătit cu rame hrană pentru albini, adică câte o ramă de felul ăsta, cum v-am arătat, la fiecare familie, plus încă 3 rame când restrâng cuibul la fiecare familie, mai lăs încă din ramele care, cu care restrâng, care le scot din cuib, mai lăs încă 3 rame pentru fiecare familie ca rame de rezervă. Una. După asta am extras acum 580 de kg de miere de la toți stupii mei. Săptămâna trecută mierea asta va fi dată și el la anul, pentru la anul la albine, adică rezerva de hrană pentru 2021. Practic albinele și-au făcut-o din momentul când am extras mierea de floarea soarelui și până în ziua de azi. Primăvara ramele descăpășite după diafragmă, în timpul verii, luna iunie, când nu avem cules, miere care am extras-o săptămâna trecută. Mai rămâne să-mi procur medicamente, tratament, adică antivaroa, cu foița sunt, adică mi-am făcut rezerva, sunt pregătit și cu foița, practic așteptăm de acum primăvara viitoare. În zilele următoare voi prezenta cum restrâng și cuiburile. Familiile mai populate în comparație cu anul trecut, mă bucur. Păduchi, practic ieri și am lucrat prin cuiburi, m-am uitat atent, am vorbit și cu Neavali Căchiunea la telefon. Practic nu am văzut păduchi pe albine. Cu furculița am mai scos ceva puiet, ultimul puiet din cuib, care de obicei, dacă este infestare cu păduchi, acolo găsim acarienii. Nu am găsit nici în celule. Nu spun că nu sunt păduchi, pentru că nu scăpăm noi de dânsii. Cum nu scăpăm, cred că toată viața de un frate mai mare, care l-avem aici în coaste, cred că înțelegeți despre ce vorbesc. Nu scăpăm noi de păduchi niciodată, dar nu am infestare cu acarieni. Discutând cu Neavali Căchiunea toată vara și acum, am găsit noi, să spun, răspunsul, deși nu am păduchi, albinele, adică nu au păduchi. În primăvară am administrat vorostopul în momentul când nu aveam o celulă de puiet căpășit prin stupi. Acel tratament a fost făcut foarte, foarte bine și la timp, deoarece și păduchii care mai erau pe albine au mai căzut atunci. Am făcut tratament după, ca să spun și tratament am făcut anul ăsta. Am făcut tratament cu varachet după salcâm, într-un filmuleț am spus din greșeală varostop, după salcâm am făcut tratament cu varachet.
După floarea soarelui am administrat odată Amipol T, un tratament foarte bun, niște benzi impregnate cu amitraz plus timol. Și de două ori am făcut tratament cu făcut de mine acasă, după rețeta al domnului Scutari. Foarte eficientă, pentru că am verificat câteva zile la rând după ce am pus tratamentul, data și iași stupe, adică câteva zile la rând. În fiecare zi am găsit 0, 1, 2, până la 3 păduchi în fiecare zi. Clar, poate albinele îi mai scoteau și afară, nu spun, dar un tratament foarte, foarte bun și ieftin. Și acum planific, după și dispare puietul complet, când se termină puietul complet prin cuiburi, prin stupi, vin cu tratamentul cu bipin. Iar un tratament destul de ieftin și foarte eficient. Cineva mă întreba acolo în comentarii ce se întâmplă la tratamentul cu bipin. Într-adevăr, ca și la oxalic, tratamentul cu bipin cade toată albina care a fost înțepată. Un lucru foarte bun, pentru că ea tot una nu ajunge în primăvară. Cade din toamnă și atunci vedem sigur și populație de albini întrăm în toamnă, întrăm în iarnă, adică din toamnă. Cam asta e pentru ziua de azi. Merg și eu mai departe, lucrează destul de bine, răcoare, albinele nu dau la furtișac, pot stai cu capacul scos și o oră când nu, albina aproape când nu circul, dacă o arăt la urdinișă. Uite, aici vine una chiar cu polen la moment. O văd cum vine cu, nu știu de unde l-o fi găsit, uite și grăunșoare așa bune, bune de polen. Așa unii și unii câte o albină. Vă spun, 19 grade în termometri, ora 2, ora 20, cred, după masă de acum. Mulțumim că ne-a plouat. Sperăm și noi, poate, își formează totuși salcâmul mugurii florali. Vedem la primăvară cât de norocoși suntem. Și poate putem să ieșim și noi în câmp, deoarece am spus că am în proprietate câteva hectare de pământ, poate putem ieși în câmp să ne facem lucrările, să pregătim pământul pentru primăvară. O zi bună la toți, vă spun!